S-a schimbat regulamentul cu privire la transportul pe căile ferate din România, iar persoanele care suferă de boli contagioase sunt vizate. Dacă se arată simptome vizibile, iar personalul observă acest lucru, călătorii pot fi dați jos din tren. Schimbările majore în regulamentul intern privind transportul pe căile ferate din România. Persoanele care au boli contagioase nu vor mai putea circula sau dacă vor fi prinse, vor fi date jos din tren. Mersul cu trenul este foarte popular în România, iar numeroși turiști aleg această metodă. De curând s-a schimbat regulamentul cu privire la transportul pe căile ferate din țară și a fost publicat în monitorul oficial. Aceste modificări au intrat în vigoare pe data de 25 iulie 2024, când au fost publicate și pe site-ul propriu al Ministerului Transporturilor. Astfel, călătorii care suferă de boli contagioase vizibile, cum ar fi răceală sau gripă și sunt văzuți de personalul feroviar, vor fi dați jos din tren, indiferent de locul unde se află. Până la modificarea regulamentului, călătorii puteau merge cu trenul dacă rezervau întregul compartiment pentru ei, în cazul în care suferau de boli contagioase ce erau vizibile. Cei care vor fi dați jos din tren sunt persoanele care, din cauza de boală, pun în pericol sănătatea celorlalți călători. Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs și care necesită intervenții de urgență trebuie să fie transportate până la prima stație, unde li se acordă îngrijiri necesare. Acestor persoane li se restituie diferența dintre tarifele plătite și cele aferente pe parcursul efectuat pentru legitimația de călătorie în condițiile prevăzute la articolul 21. Relatează Spinews.